ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, vom vorbi despre diencefal. Diencefalul este o componentă a encefalului împreună cu trunchiul cerebral, cerebelul și emisferele cerebrale. Putem observa în această imagine diencefalul. Numit și creier intermediar, diencefalul este localizat în cutia craniană, deasupra trunchiului cerebral, mai exact deasupra mezencefalului, etajul superior al acestuia, și sub emisferele cerebrale, fiind parțial acoperit de acestea. Alcătuirea internă a diencefalului include cele două tipuri de substanță, substanță cenușie, dispusă la interior, organizată sub forma unor nuclei, și substanță albă, localizată la exterior. Diencefalul este alcătuit din mai multe mase de substanță nervoasă, și anume talamus, subtalamus, metatalamus, epitalamus și hipotalamus. Talamusul este cea mai voluminoasă formațiune a diencefalului, fiind reprezentat de două mase de substanță cenușie de formă ovoidală. Talamusul reprezintă o verigă importantă în manifestarea sensibilității organismului, având rol în transmiterea impulsurilor care vin de la piele, mușchi și organe interne, prin căile senzitive ale măduvei spinării și trunchiului cerebral, în drumul lor spre scoarța cerebrală. Talamusul intervine și în menținerea atenției, a stării de activitate a scoarței cerebrale și în învățare. Un traumatism la nivelul talamusului va determina pierderea unor sensibilități, paralizii și tulburări de somn. Subtalamusul aparține din punct de vedere funcțional sistemului extrapiramidal, cu rol în stabilizarea activității motorii inițiate în ariile corticale, respectiv la nivelul scoarței cerebrale. Metatalamusul reprezintă o stație de releu pe traseul căii vizuale și a căii acustice, ceea ce înseamnă că pe traseul acestor căi se găsesc neuroni și întreruperi sinaptice la nivelul metatalamusului. Epitalamusul coordonează reflexe olfactivo-somatice, respectiv mișcările capului și corpului legate de miros. Și tot epitalamusul coordonează și reflexe motorii și secretorii digestive. Epitalamusul conține în structura sa o glandă endocrină și anume glanda epifiză. Hipotalamusul, numit și creier vegetativ, este un important centru coordonator al funcțiilor vitale, respirație, digestie, circulație, excreție. Hipotalamusul asigură homeostazia, respectiv menținerea unor constante ale mediului nostru intern. Tot hipotalamusul coordonează reacțiile legate de instincte și stări emoționale. El reglează comportamentul alimentar, deoarece conține centrii foamei și ai sațietății, și echilibrul hidric, prin centrul setei. Hipotalamusul reglează bioritmul somn-veghe și tot el
reglează temperatura corpului, pe care o menține constantă în jurul valorii de 36,5 grade Celsius. Hipotalamusul acționează asupra organelor interne, atât pe cale nervoasă, cât și pe cale hormonală, deoarece, prin legătura sa cu hipofiza, influențează secreția de hormoni hipofizari și aceștia, la rândul lor, controlează secrețiile altor glande endocrine.